Animal de companie leu. Cam pe ce zonă stai? Venea să-i dau una, că mi-era frică și mie. Dacă ai sugestii, păreri, idei și informații, te așteptăm și pe facebook.com/cespunromania. Haideți! Postăm pentru distracție. Și asta a fost pe ziua de azi. Vă mulțumim, emisiunea s-a încheiat. Ne vedem data viitoare, cu temele făcute. Șapte medici din Galați sunt acuzați de ucidere. Acesta a așteptat în UPU mai multe ore fără tratament. 6 ore a stat până când s-a confirmat din nou că nu avea coronavirus. Apoi a ajuns la unitatea de primiri urgențe. Un medic îl examinează și decide să-l transfere în alt spital de pneumoftiziologie. Doar că aici stă internat numai o oră și este trimis înapoi. L-au plimbat degeaba la TBC pentru că a fost refuzat, că ei nu au concentratoare mari. Întors la Spitalul Județean de Urgență din Galați, Florin Chirilă este internat la terapie intensivă. Dimineața următoare moare. Cei 7 medici, acum inculpați, sunt sub control judiciar și nu mai au voie să profeseze. În acest sens, unitatea noastră a dispus interzicerea profesiei de medic și activității medicale, bineînțeles, pe perioada controlului judiciar. Primul medic pe lista de inculpați întocmită de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați este Bogdan Dumitru Cucu. Este acuzat de ucidere din culpă, pentru că, potrivit procurorilor, nu a diagnosticat pacientul, nu i-a administrat tratament cu antibiotic, a dispus în mod inutil să facă un test PCR și a cerut să semneze un document în care își asuma că poate să moară. Doctorul Cucu nu a putut fi contactat ca să își exprime punctul de vedere. Doctorița Lidia Șandru, la momentul morții pacientului, șefa unității de primiri urgențe, este acuzată că nu l-a supravegheat pe doctorul Cucu, nu au luat măsuri ca bolnavul să fie internat, nu i-a prescris tratament și l-a trimis în mod absurd la un alt test PCR. A transmis că nu poate comenta acuzațiile. Șefa de tură, care era în secția de primiri urgențe în momentul în care pacientul a fost trimis la alt spital, medicul Amalia Morcov, este acuzată că nu a consultat, nu a diagnosticat și nu a prescris și administrat tratament pacientului. În plus, a fost de acord cu transferul lui, fără măcar să-l întâlnească. Este formulată o plângere împotriva ordonanței procurorului. Doamna doctor se abține de la orice alte comentarii și are încredere în actul de justiție. Procurorii spun că la decesul victimei a contribuit în mod direct, din culpă, și medicul rezident Olguța Ciureanu, care a refuzat să facă declarații. Dintre cei 3 medici care lucrau în laboratorul de analize, George Țocu s-a ales cu acuzația de ucidere din culpă, după ce procurorii au stabilit că a contribuit la întârzierea internării pacientului și decesul acestuia. Nu am ce să reproșez, consider că n-am greșit cu nimic. Vom vedea ce se întâmplă în continuare. Cele 2 cliente pe care eu le apăr, doamna Șandru și doamna Morar, au reiterat faptul în repetate rânduri pe parcursul cercetărilor că sunt nevinovate. Procurorii de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galați mai au în cercetare și cazul unei studente la medicină de 21 de ani, care a murit tot în noiembrie anul trecut, la Spitalul Județean de Urgență din Galați, iar familia acuză medicii că i-au pus un diagnostic greșit. Cu totul surprinzător, Rusia a anunțat că participă din nou de astăzi la acordul de export al cerealelor din Ucraina pe Marea Neagră pentru că a primit garanții suficiente din partea Kievului. Însă ministrul rus al apărării a vorbit iarăși despre amenințarea concentrării de trupe NATO în apropierea granițelor Rusiei, inclusiv în România. Șoigu susține că NATO ar ataca aliații Moscovei, cum ar fi Belarusul, după ce a mobilizat pe flancul estic 30.000 de soldați. Suntem aliați намерен перейти от сдерживания России путем передового присутствия к созданию полномасштабной системы коллективной обороны на восточном фланге вблизи наших границ. В Восточной и Центральной Европе, а также в странах Балтии развернуто формирование вооруженных сил. Вне региональных государств НАТО создаются новые многонациональные батальонные тактические
grupe în Bulgaria, Vengrie, România și Slovacia. Sergei Șoigu a acuzat Washingtonul că se folosește de situația din Ucraina pentru a slăbi alte țări, inclusiv unele europene. Основной целью деструктивных усилий коллективного Запада, безусловно, является Россия, уничтожение экономики, военного потенциала, лишение ее возможности проводить независимую внешнюю политику. Totuși, într-un mod surprinzător, Rusia a anunțat că revine la acordul privind reluarea exporturilor de cereale pe Marea Neagră. Sâmbătă a anunțat că își suspendă participarea, acuzând Ucraina pentru ceea ce a numit atacul terorist cu drone asupra flotei sale din Crimea. Acum însă, susține că a primit garanții scrise din partea Kievului că nu va folosi coridorul de siguranță deschis în Marea Neagră pentru operațiuni militare îndreptate împotriva Rusiei. Şimdi yeni bir müjde de şu. Sayın Putin'le dün yaptığımız görüşme üzerine Rusya Savunma Bakanı Sayın Şoygu, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar'ı arayarak bugün saat 12'den itibaren tahıl sevkiyatının eskiden planlandığı gibi devam edeceğini bildirdi. Pe de altă parte, fostul comandant al unității chimice din armata britanică avertizează că amenințarea nucleară din partea Rusiei poate veni în mai multe moduri. I am really concerned that the Russians are losing this war. Putin cannot afford to lose it. And the biggest threat, I think, is further turning off of the power and turning off nuclear power stations, which Putin has said he's do. And to do that, he needs to blow them up or set them on fire. Potrivit New York Times, care citează mai mulți oficiali americani, comandanții militari ruși de rang înalt ar fi discutat recent despre cum și când ar putea fi folosită o armă nucleară tactică în Ucraina. Putin n-ar fi luat parte la aceste discuții, dar conversațiile au alarmat administrația de la Washington pentru că au arătat câtă frustrare se acumulează la Moscova din cauza eșecurilor Rusiei pe fronturile din Ucraina. În regiunea Donețk, în apropiere de orașul Bahmut, ucrainenii și rușii luptă pe viață și pe moarte într-un peisaj apocaliptic ce seamănă cu tranșeele din primul război mondial. Se dau lupte grele pentru câțiva metri de teren. În sud, this is the Ukrainian front line, some 30 kilometers from the city's outskirts. Go. Tot din tranșee care se întind pe kilometri, soldații ucraineni luptă și viețuiesc. Sleep. That's where you sleep. Yo. Se pregătesc însă de asalt asupra orașului Herson, singura capitală regională pe care rușii o controlează. Recapturarea orașului este prețioasă din perspectivă militară pentru că ar deschide mai departe calea spre Crimea. Mi-e tot nenadolu. Bucuvalno, delică, dinui, nas tot ne bude. Winter's coming. It's going to get more difficult, isn't it? Ce-mi pătrimis. Deja inamicul este aproape. You know, this trench was dug by the Russians, so they know exactly where it is. Și bombardează cu toată artileria pe care o au. Dar peste tot în Ucraina sunt probleme mari din cauza bombardamentelor rusești cu rachete balistice și drone iraniene. Potrivit CNN, care citează oficial de la Washington, Iranul se pregătește să trimită un lot de 1000 de asemenea arme în Rusia, inclusiv 400 de așa numite drone kamikaze. Forțele aeriene ucrainene au declarat că în prezent nu au o apărare eficientă împotriva rachetelor balistice pe care Iranul se pregătește să le livreze în Rusia. We will continue to vigorously enforce all US sanctions on both the Russian and Iranian arms trade to make it harder for Iran to sell these weapons to Russia, to help the Ukrainians have what they need to defend against these threats. Între timp, Kievul ia măsuri pentru a preveni o potențială cădere a sistemului centralizat de încălzire ca urmare a bombardamentelor rusești asupra infrastructurii critice. Primarul capitalei ucrainene, Vitali Klitschko, a anunțat că 1000 de puncte termice vor fi înființate în tot orașul înainte de venirea iernii. Ми зробимо все, щоб дати людям електрику і тепло цієї зими. Але ми маємо розуміти, що Росія зробить усе, щоб руйнувати нормальність життя. Până acum, atacurile cu rachete și drone au deteriorat 40% din infrastructura energetică a Ucrainei și au lăsat deja temporar mari părți ale Kievului fără energie și apă. Între timp, cel mai mare, mai puternic și mai modern portavion american se îndreaptă spre Europa în fruntea unui grup naval de luptă. USS Gerald Ford a plecat din Statele Unite în prima sa misiune internațională de antrenament peste Atlantic și va ajunge lângă arhipelagul britanic la jumătatea acestei luni. Cosmin Stan are toate informațiile.
Bun găsit! Recepționat în 2017, USS Gerald Ford este un adevărat oraș plutitor. Portavionul are la bord 4500 de militari și 90 de avioane de vânătoare și elicoptere specializate în lupta antisubmarin. Este înzestrat cu multiple lansatoare de rachete antiaeriene și unele dintre cele mai performante radare. Are 25 de punți, iar avioanele au la dispoziție o pistă de aterizare-decolare cu o lungime de 333 de metri și o lățime de 78 de metri. În premieră, portavionul dispune de un sistem hidraulic de lansare a avioanelor. În misiunea aflată acum în desfășurare, USS Gerald Ford conduce o grupare navală de luptă din care mai fac parte un crucișător, trei distrugătoare, un petrolier, o navă de aprovizionare și o navă a gărzii de coastă. Pe timpul misiunii, grupul de luptă american se va coordona cu mijloace aeriene, maritime și terestre ale mai multor aliați. La exercițiile care se vor derula în Atlantic vor participa 9.000 de militari cu 20 de nave de luptă din Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Franța, Germania, Spania, Danemarca, Olanda și Suedia. Oficial, trimiterea portavionului în Europa nu are o legătură directă cu războiul din Ucraina. Pe de altă parte, USS Gerald Ford este al doilea portavion american trimis în această regiune după USS George Bush, care se află deja în Marea Mediterană. Niciodată din timpul războiului rece până acum nu s-a mai întâmplat ca două portavioane americane să se afle în același timp în Europa. Incident sângeros într-o școală din Galați. Un elev de 13 ani a fost rănit de un coleg cu un briciag. Ce se întâmplă cu agresorul, aflați imediat. Un sondaj recent arată că românii consideră că o pensie decentă ar fi de 3650 de lei, dublu față de cea medie din prezent. Vârstnicii care iau bani puțin de la stat după o viață de muncă așteaptă majorările promise. Însă până acum nu există niciun proiect scris, doar discuții. Liderul PSD spune că acea creștere de 15% a punctului de pensie vehiculată de prim-ministru îi va ajuta mai mult pe cei cu pensii mari, nu pe cei vulnerabili. Bugetul pe anul viitor ar suporta o creștere cu 11%, dar calculele au mers până la o majorare cu 15%. Liderii coaliției s-au oferit să anunțe un procent, deși decizia este în mâinile lor. Se pare un pic incorrect să măresc o pensie, să spun, de 18.000 de lei cu 2.700 de lei, cu un procent de 15% și o pensie până în 2.000 de lei nominal, chiar dacă e același procent, foarte puțin. E posibil să găsim și alte surse să echilibrăm aceste lucruri. Potrivit unor surse, socialdemocrații iau în calcul ajutoare de tipul celor acordate și anul acesta. Până la 1.200 de lei au primit la început de an pensionarii cu venituri de maximum 1.600 de lei. Iar în iulie, cei care aveau sub 2.000 de lei au mai beneficiat de 700 de lei. Pe de altă parte, problema pensiilor speciale, cele mai mari din sistem, nu a fost încă tranșată. Banca Mondială a recomandat guvernului ca reforma pensiilor să cuprindă raționalizarea celor speciale și creșterea vârstei de pensionare pentru beneficiarii lor. Este foarte clar că trebuie să ne asumăm că prin această ordonanță să producem acele corecții de disciplină financiară astfel încât pensiile să nu mai fie mai mari decât salariul, iar inclusiv partea de criteriu de vârstă care a produs o anumită temere în sistem, este una care se va produce într-o abordare graduală. Discuțiile despre creșterea vârstei de pensionare, dar și modificarea indemnizației, i-au făcut pe mulți procurori și judecători să ceară pensionare, chiar dacă nu au ajuns la limita de vârstă. Doar mâine, de pildă, la secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, sunt pe ordinea de zi 63 de cereri de pensionare. Pe de altă parte, românii se așteaptă la pensii duble față de ce oferă acum statul român. 3.650 de lei, atât ar fi pensia decentă la care se așteaptă românii potrivit unui sondaj. Asta înseamnă o sumă de două ori mai mare față de cât este acum pensia medie. În prezent, doar 7% dintre pensionari au peste 3.650 de lei. Pe de altă parte, 83% dintre cei chestionați spun că nu economisesc deloc pentru pensionare, nu au bani să pună deoparte. Jumătate dintre români se tem însă că statul nu le va putea asigura o pensie decentă, mai ales că majoritatea spun că nu este clar ce pensie vor primi de la stat, din moment ce nivelul ei este decis politic.
Consiliul Concurenței continuă controlele la principalele bănci din România. Inspectorii verifică dacă acestea s-au înțeles pentru a crește mai mult dobânzile față de cât este normal în această perioadă cu inflație mare. Este analizat în special felul în care este calculat indicele robor și sunt vizate 10 bănci. Consiliul Concurenței s-a sesizat, spune șeful instituției, după ce ratele la creditele vechi au explodat. De două zile, cei de la Consiliul Concurenței sunt în inspecție la principalele 10 bănci din România, care participă la calculul ROBOR, indicele în funcție de care sunt calculate majoritatea creditelor în lei, de dinainte de 2019. Când nu investigăm creșterea de bânzi în sine, ce vrem să vedem dacă nu cumva, pe acest climat unde era normal să aibă loc o creștere a bânzilor, nu există și înțelegeri dintre unii actori de pe piață care să facă această creștere mai mare decât ar fi ajuns mai rapidă. Nu știu că în piață, dar în esență eu autosuzare. Am de analiză. Momentan, Consiliul Concurenței nu a anunțat și perioada pe care o vizează, dar un semnal a fost dat de guvernatorul Băncii Naționale anul acesta, în august, când a declarat, cităm, că băncile au sărit calul cu robor. Guvernatorul Băncii Naționale menționa atunci că, în general, indicele ROBOR stă destul de aproape de dobânda cheie. Diferența, așa cum se vede și în acest grafic, era anul trecut undeva sub 1%, însă de anul acesta a început să crească pe fondul inflației ridicate. ROBOR s-a îndepărtat tot mai mult de dobânda cheie și iată că acum avem o diferență de aproximativ 2%. Totuși, indici similari cu ROBOR din regiune au rămas aproape de dobânzile cheie din țările respective. În Polonia, de pildă, diferența este de aproximativ 0,8%, iar în Cehia 0,3%. De altfel, cu excepția Ungariei, unde Bubor a ajuns la 16%, dobânzile interbancare similare cu roborul la 3 luni din Cehia și Polonia și Euriborul sunt mai mici decât la noi. Creșteri ale ratelor dobânzilor sunt nu doar în România, ci la nivel global, precizează Asociația Română a Băncilor, care menționează însă că piața banilor este una liberă, care cuprinde atât condițiile din piață, cât și prognozele pentru viitor ale jucătorilor. Dobânzile pot crește atunci când băncile se așteaptă la inflație ridicată și deteriorarea situației economice. Băncile comerciale au două mecanisme, fie să nu mai dea credite deloc sau să înlespească condițiile de creditare foarte mult, iar al doilea mecanism este să majoreze dobânzile la credite pentru a avea această marjă, această primă de risc mai ridicată din care să acopere și nivelul mai ridicat de credite neperformante. Înainte de o recesiune, băncile tind să majoreze dobânzile mai repede. Totuși, o înțelegere între bănci ar însemna încălcarea legii. Consiliul Concurenței a anunțat că investigația e una complicată și ar putea dura 2 ani. Numărul incidentelor grave în școli a crescut alarmant în ultima perioadă. Un elev de 13 ani de la școala gimnazială din comuna Movilen, județul Galați, a fost rănit cu briceagul într-o pauză de un coleg cu un an mai mare. Pentru care 14 ani, agresorul este cercetat penal și este acuzat de tentativă de omor. Iar astăzi, într-o școală din Chitila, județul Ilfov, un elev a pulverizat spray lacrimogen pe hol. Și acest incident este verificat de polițiști. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Atacul a avut loc într-o pauză, în sala în care învață clasa 8. Elevul de 13 ani venise la fratele său mai mare. Tot acolo era și agresorul, în vârstă de 14 ani. Cu toate că ar fi prieteni, băieții au început să se îmbrâncească, iar cel de 8-a a scos briceagul din buzunar și l-a rănit pe celălalt, în braț și piept. A zis că așa deodată s-a întâmplat să... altercația între ei. Deci a apărut-o spontan care sunt prieteni. Dar unde a jucat? S-a întâmplat. Acum nu știm, s-a întâmplat o dată de două.